Vreau să citesc din Sfintele Scripturi un pasaj care se află scris în 1 Ioan, în capitolul 2. Începând la versetul 12. Astăzi Dumnezeu vorbește cu toate categoriile de vârstă, sunt și tineri și copii printre noi. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Sunt și părinți, am văzut, vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, aici sunt majoritatea tineri, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Nici eu n-am mai fost la o conferință atât de mare, recent, atât de mulți tineri, avem puține emoții, n-am mai fost în Spania în ultimul timp atât de des, nu cunosc atât de bine cultura în care voi trăiți, dar mă rog ca Dumnezeu să-mi dea un cuvânt pe care să-L înțelegeți. Și aplicațiile noastre de România să se potrivească și la voi, sperăm. Știți, cuvântul este foarte direct, foarte clar în această zi. Biblia spune că mesajul ăsta e pentru tineri care sunt tari. Cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și culmea zice că l-ați biruit pe cel rău. Nu vorbim cu cei care sunt afară, ci cu tinerii care sunt în biserică. Adică voi l-ați biruit pe diavolul, cunoașteți Biblia, îl cunoașteți pe Dumnezeu, păcatele vă sunt iertate. Și la tinerii ăștia le zice Ioan, nu iubiți lumea. Pe cum? Că nu se poate. Dacă e pocăit. Sau se poate? Biblia spune că se poate. Mă, că am o problemă cu terminologia. Ce-o fi și lumea asta? Hai să înțelegem un pic cu limba română. Că nici noi nu înțelegem bine când citim aici. Oare ce să fie lumea? Păi zice Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, ce? Îl știți de la școala duminicală, nu? Lumea! Cum adică Dumnezeu iubește lumea și îmi spune mie să nu iubesc lumea? Înseamnă că se referă la două lucruri total diferite. Ioan 3:16 mă învață că Dumnezeu iubește oamenii din lume. Deci când spune Ioan în epistolă, nu iubiți lumea, nu se referă la oameni. Înseamnă că se referă la altceva. Pentru că Dumnezeu iubește lumea, adică oamenii din lume, și tu și eu suntem chemați să iubim oamenii din lume. Amin. Dragi tineri creștini, trebuie să fim oameni sociabili, iubitori, să ajutăm mai mult decât toți ceilalți. Este unii oameni care confundă pocăința cu un fel de izolare socială. Gata, m-am pocăit, nu mai vorbesc cu colegii, nu mai merg cu ei la suc, mă îmbrac într-un anumit fel și gata, am terminat-o cu lumea. Nu asta e pocăința. Dumnezeu te învață că nu trebuie să ieși din lume. Se ruga Domnul Iisus Hristos cu pasiune, spunea, Doamne, nu te rog să iei, să-i extragi din lume. Dumnezeu nu vrea să facă din noi menoniți. Sau Amish, izolați în păduri. Dumnezeu te vrea în lume. În școala aia plină de copii și tineri stricați. Acolo e locul tău. Pe strada aia, în societatea asta, în Spania asta degradată și în România la fel de degradată, Dumnezeu vrea să rămâi în lume. O, Doamne, fă-ne cei mai buni creștini. Știți, în România mentalitatea e că Sfântul se retrage din lume. Și da, România are sfinți în mănăstiri, probabil, mulți.
Da, n-au televizoare, n-au... ei sunt acolo numai să roagă. Dar România n-are nevoie de sfinți în mănăstiri. România are nevoie de sfinți pe stradă. Spania are nevoie de sfinți în parlament. Sfinți în școli, sfinți în licee, sfinți în biserici. Dumnezeu vrea să rămânem în lume, dar să nu iubim lumea. Așadar, dragii mei, n-aș vrea să cred că sunteți niște oameni izolați și antipatici. Există unii care când se pocăiesc nu mai discută cu nimeni, sunt niște acrituri, zici că sunt botezați în oțet. Niște pocăiți ca niște murături, el e pocăit, el nu salută, el nu mai vorbește cu tine, se uită de sus. Aia nu-i pocăință! Pocăință înseamnă să iubești pe aproapele tău, să fii cel mai sociabil om de pe stradă, omul care sare primul să ajute. Iubiți lumea, adică oamenii. Deci nu la asta se referă. Mai zice în Psalmul 24, acolo versetul 1, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce locuiesc în... Înseamnă că lumea mai înseamnă ceva în Biblie. Ce înseamnă lumea aici? Lumea și oamenii care locuiesc în... Înseamnă că lumea în Biblie înseamnă și planeta. Da? Planeta Terra se numește lume. Oare vrea să mă învețe Ioan să urăsc planeta când zice nu iubiți lumea? Deci nici sensul ăsta nu e valabil, cade din start. Nu cred că Dumnezeu vrea să urâm locul ăsta, măcar că printre evanghelici există tendința asta foarte escapistă, se zice, adică, domne, oricum o să ardă lumea. Da, aruncăm plastic, facem poluare, astea-s povești cu încălzirea globală, măcar că voi în Spania ar trebui să simțiți cel mai bine încălzirea globală, că voi vă prăjiți vara. La noi, până la încălzirea aia, încă mai ne simțim ok, suntem safe în România, da? Deci Dumnezeu nu mă cheamă să urăsc planeta în care trăiesc. Dimpotrivă, Dumnezeu ne-a dat o poruncă să îngrijim lumea în care ne-a plantat. Pentru pocăiții ăștia care zic că plecăm, și da, plecăm, nu contează pământul ăsta, ardă oricum, dă-l încolo, poluăm, stricăm, aruncăm, nu contează că oricum plecăm în cer. Până plecăm acolo, casa noastră este aici. Amin? Și în casă trebuie să fie curat. Trebuie să ai grijă de casa asta până ajungi la cealaltă. De aceea, ca o paranteză, așa, educație civică, eu cred că pocăiții trebuie să fie cei mai verzi locuitori ai planetei. Eu sunt european, eu sunt fan Greta Thunberg, puteți să mă înjurați dacă vreți. Eu cred că există încălzire globală, nu mă iau după oamenii ăștia care ignoră știința și realitatea. Eu cred că trebuie să fim atenți cu plasticul, cu mașinile astea, cu motor mare. Sunt pocăit așa fixist și vreau să cred că nu rămâne nicio sticlă de plastic la Betel Coslada după ce plecați de aici. Da? Să fiți niște oameni atenți cu planeta. Trebuie să iubim lumea în sensul acesta. Atunci vă întreb, oare ce vrea să zică Ioan aici? Nu iubiți lumea. Ce-i lumea în 1 Ioan capitolul 2? Poate cineva să-mi spună, hai că dacă, și dacă e conferință, putem să vorbim. Ce-i lumea? Deci nu-s oamenii, nu-i planeta. Ce-i? Ok, destul de general, dar e bun răspunsul. Lucrurile din lume. Ce înseamnă lumea în 1 Ioan capitolul 2? Plăcerile lumii? Alt răspuns? Sistemul ăsta îmi place cel mai filozofic, cum vii, da? Sistemul de gândire a lumii, asta înseamnă. Un sistem de valori. Aici lumea înseamnă cultură, cultura lumii, valorile lumii, sistemul ei de valori și de gândire. Zice Ioan aici de mai multe ori, zice, în, de exemplu, în 1 Ioan capitolul 4, dacă dăm foaia pe pagina dreaptă, spune, ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din... Deci lumea e un fel de a vorbi, lumea e un fel de a te îmbrăca. Lumea e un fel de a mânca, lumea e un fel de a gândi. Și mai ales aici Ioan se referă la gândirea acestei lumi. Adică mă cheamă Dumnezeu să iubesc planeta, să iubesc oamenii, dar să mă păzesc de sistemul de valori, de gândirea întinată și stricată a acestei lumi. Domnul să ne binecuvinteze. Am lămurit ce spune Biblia, da? Și zice Biblia aici, de vreo, lumea toată zace în... Da? Deci lumea asta este îmbibată cu filozofie demonică.
ce vi se spune vouă la școală, libertățile sexuale, da? Ideologia de gen, ideea de moralitate relativizată la maxim, este filozofie demonică pusă în sistemul educațional. La asta mă cheamă Dumnezeu să fiu atent. Să rămân în lume, dar să nu fiu afectat de ea. Mai vreau să revin la ce am spus la început. Poți să-l urăști pe diavolul și totuși să iubești lumea? Ca asta spune textul. L-ați biruit pe cel rău. Și apoi atenționează, nu iubiți lumea. Da, se poate. Se poate. Îmi amintesc când eram noi mai tineri și mergeam și noi la conferințe și în tabere, se cânta la focul de tabără o cântare, nu știu dacă e cântare sau comedie, era Taie scara lui Satana. Și săream noi acolo ca idioții, că nu pot să zic altfel, și ne imaginam că și zdrobește-l pe Satana și săream efectiv cu gândul că sub picioare diavolul e făcut praf. Și diavolul râdea de noi. Că deși pe diavolul ăla cu coarne urâm, nimeni nu-l iubește pe diavolul aici, nu? N-avem sataniști. Diavolul ăla cu coarne, care se manifestă prin oameni cu spume la gură, e atât de urât. E înfiorător, te trec fioreci când vezi manifestare demonică pură. Dar el e foarte viclean. Pentru că Biblia spune că lumea zace în... Deci lumea este un alt avatar. Vorbesc limba voastră acum. Dar voi știți ce înseamnă avatar. O altă față a demonicului. Există demonicul pur, da? Oameni sataniști, scrie cruci întoarse, ăia îmbrăcați în negru, ăia sunt paranoici. Nu, n-avem treabă cu ăia. Dar s-ar putea să fii creștin. Să-l urăși pe Satana, ăla cu coarne. Și totuși să iubești lumea. Și lumea e tot diavolul. Numai că lumea are fața asta plăcută. Hai să vă dau un exemplu, l-am dat de mult, eu l-am auzit și eu acum vreo 20 de ani când eram tânăr, mi-a rămas în minte. Se spune că un tânăr a crescut la mănăstire. Nu știu, contextul a ajuns la călugări de mic copil, bebeluș, părinții l-au părăsit, l-au crescut în mănăstire toată viața. Copil, băiat, crescut la mănăstire, n-a văzut lumea niciodată. Acolo între preoți, numai în strană, numai cântece, numai pădure. Și până la vârsta adolescenței nu știa cum arată lumea noastră. El, la vârsta adolescenței, unul dintre călugări, starețul, a zis, hai cu mine până în oraș. Hai, băiete, să vezi și tu cum arată lumea. A dus băiatul șocat de tot ce înseamnă civilizație. Imaginați-vă un om coborât din pădure, din cocotier, direct în Valencia sau în Madrid. Pe ăla poate să facă infart. Și tot punea întrebări. Părinte, dar ce e asta? Stâlp de curent. Nu văzuse. Dar părinte, dar asta ce-i? Asta-i șosea. Dar asta ce-i? Magazin, Mercadona. Oh, luminat, cu produs. Era, omul era șocat. Lui nu văzuse niciodată orașul. Și printre lucrurile care erau acolo, la un moment dat, pe lângă băiatul ăsta trece o fată mai dezbrăcată. Nu văzuse niciodată așa ceva. Și băiatul șocat. Părinte, da, asta ce-i? Când a văzut părintele cum s-a uitat, a zis, dă-i pace, e diavolul, Satana. Satana arată așa? Ăsta șocat, cum, Satana? Da, zice, Satana, dă-i pace. Toată ziua băiatul ăla a fost pe gânduri. Satana. Când a ajuns la mănăstire, starețul a văzut că-i cam îngândat. Mă, băiete, zi-mi sincer, ce ți-a plăcut cel mai mult în lume? Știți ce-o zis? Părinte, sincer, diavolul. În această dimineață vorbim despre diavolul din spatele drogurilor. Îs plăcute, dau senzații tari, dar în spate este diavolul. Vorbim despre diavolul din spatele unui decolteu. Îți place, dar n-are coarne, nu e negru, e plăcut. Dar în spatele fustelor scurte și a decolteului, nu uita, e diavolul. Diavolul ăla îmbrăcat în roz, diavolul ăla sclipitor, e demonicul ăla care îți place. Nu fugi de el,
Nu te sperie, te atrage. Pentru că lumea este o altă versiune plăcută, comercială, îmbrăcată în stofa de marketing. Da? E ceea ce e mai plăcut în lumea asta, în spate. Biblia spune că lumea asta și sistemul ei de valori, tot ce înseamnă Hollywood, social media, în spate are filozofii demonice. Și asta Dumnezeu poruncește, nu iubiți lumea. Amin? Ei, acum mergem mai departe cuvântul, dacă s-ar opri aici. Adică Dumnezeu îmi spune să nu iubesc filozofia acestei lumi. Sunt în școală, sunt în liceu, dar am altă filozofie. Eu funcționez bazat pe filozofia împărăției lui Dumnezeu. Eu am valorile împărăției, eu am prioritățile împărăției. Dar merge cuvântul mai departe. Nu iubiți lumea și virgulă aici. Nici... Intră mai adânc. E ca și cum vine un fotograf și face zoom, da? Dă zoom și intră mai la adânc detalii. Stați puțin, nu numai lumea, să nu iubiți nici lucrurile din lume. Și aici se complică treaba foarte mult. Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 7, ne spune Pavel că femeia măritată trebuie să se îngrijească de lucrurile lumii. Exact aceeași expresie. Deci înțeleg din Biblie că există o folosire legitimă a lucrurilor lumii. Orice om se folosește de lucrurile lumii. Dar zice Biblia aici, ai grijă, folosește-le, dar nu le iubi în mod idolatru. Și aici este o adevărată artă. Și orice exemple voi da, s-ar putea să deranjeze. Pentru că nouă ne place Biblia, câtă vreme rămâne acolo în cer, la Dumnezeu, dacă când începem cu aplicațiile, începe să ne doară un pic. Și poate nu sunt perfecte exemplele mele. Deci există între folosirea lucrurilor lumii și iubirea idolatră o diferență mare. N-ai cum să te retragi din lume și să nu te folosești de aceleași lucruri. Mergem la aceleași mall-uri, mergem la aceleași mercadone, umblăm cu aceleași mașini, ne îmbrăcăm cam cu aceleași haine, ne tundem cam la aceleași frizerii, da? La aceleași stilii. Și totuși Biblia spune că unii sunt îndrăgostiți de lucrurile pe care le folosesc. Într-un mod idolatru, zic din nou. Nu iubiți lumea, virgulă, nici lucrurile din lume. Hai să încercăm să dăm câteva exemple. Poate vă lămuresc și să nu vă supărați pe mine. Hai să o luăm așa, da? Mă uit la dumneavoastră, toți sunteți îmbrăcați modern. Hainele sunt bune sau sunt rele? Păi sunt bune, nu? Pe toți scrie Zara, pe toți scrie H&M, poate că na, cort inglez, aici aveți voi variantele voastre mai... Nu știu ce mai scrie. Deci nu văd aici pe nimeni cu cojoacele care le purtau bunicii voștri în România, da? Cu ițari, cu cojoc, cu pălăriile alea, nu? Nimeni nu se îmbracă ca acum 100 de ani. Toți vă îmbrăcați cu haine contemporane. Și normal, și eu mă îmbrac așa. Dar pot să devină hainele un idol? Există duhul modei printre noi? Există persoane care fac din hainele lor... chestiunea principală a vieții lor. Da? E una să te îmbraci modern, contemporan, și alta să fii robit de duhul modei. Iată o diferență între a te folosi și a fi robit. Și fără să fiu sexist sau patriarhal, dar asta mai ales la fete. Există în bisericile noastre peste tot fashionistele care nu se pot abține, care nu pot să nu cumpere, toți banii lor merg acolo. E mai mult decât folosire, e idolatrie. Idolatria țoalelor. Să ies în evidență duminică, să întoarcă capul toți după mine, să arăt bine, totul e despre trupul meu, chiar să arăt mai mult decât ar trebui să arăt. Este aici păcat? Este lucrul ăsta vinovat? Da. Până acolo merge boala asta încât sunt fete care n-au bani, dar probează. Poate voi aveți, în România sunt care merg aproape zilnic și probează, n-are bani să cumpere, dar măcar să probeze.
Și se uită în oglindă și, și poftește. Ah, dacă aș avea 100 de euro, dar n-am. Dar măcar să probez. Și să scurg ochii prin magazine și poftește. Și dacă aș avea, aș cumpăra și asta, și asta. Și viața ei înseamnă țoalele din dulap. Asta e idolatrie. Nu mai vorbim de indecență și faptul că multe dintre haine provoacă pe alții. Deci iată un lucru normal, bun, folositor, toți ne îmbrăcăm oarecum contemporan, totuși există șansa să trec de linia roșie, că între astea nu-i gard, da? A mă folosi și a iubi idolatru, nu știu când se termină folosirea, când începe idolatria, nu știu. Însă Duhul Sfânt care este în viața ta îți spune, vezi, copii uit acolo, alarma, ai trecut. Hai că ați zis tare mulți băieți, amin, v-ați bucurat, cam... hai să zic ceva și pentru băieți, da? Să nu scape. Mașinile sunt bune sau sunt rele? Slavă Domnului, sunt bune. Și eu am venit cu mașina la voi. Băi, trebuie să ai nu putem umbla cu căruța, da? N-a venit nimeni cu căruța, am venit cu avioane, am venit cu mașini. Toți umblăm cu aceleași lucruri. Dar există o idolatrie în ce privește mașinile? Da. Există băieți care se uită mai mult după mașini decât după fete. Ăștia sunt bolnavi cu capul. Că e normal să te uiți după fete, nu după mașini. Cât știi câți cai are, ăsta e 4 vii, 6 V, 8 V, ăsta mâncă nu știu câți litri, ăsta e firma cu tare, ăștia se uită pe drum, îți cate leghidați, numai mașini văd. Pentru el mașina nu este o unealtă cu care mă duc la biserică, da, un tool, mă duc și eu, nu, mașina este idolașul lui. Toți banii făcuți, da, într-o vară, prin nu știu ce țară, îi dând, bagă tot într-o mașină tunată. Ca să întoarcă fetele capul după mașina aia. E, și aici, vezi, deja e idolatrie. Domnul să elibereze orice băiat legat de Duhul ăsta. Hai să venim la lucruri mai personale, da? Să mergem mult cu exemple. Da, mâncarea e bună sau e rea? Nu mai vorbim de fete și băieți aici. Mâncarea este bună, cred că nimeni nu este aici imun la mâncare. Toți abia așteptăm masa care ne s-o promis cu bucăți de carne, deja ne gândim numai la carnea aia mare. Nu știu cât e de mare, dar zice că e foarte mare. Dar zice în Sfânta Scriptură în Efeseni că unii au ca Dumnezeu ce? Stomacul. Deci există o diferență între a mânca și a iubi stomacul ca pe un Dumnezeu. Da, există printre noi, e o problemă, noi penticostalii nu bem. Amin, nu bem, da? Alcool nu bem, deloc. Știi cum e? Nu bem, dar mâncăm. Și dacă biserica nu mă lasă să beau, atunci la mâncare recuperez. Și să știți că problema asta a îmbuibării este foarte problematică printre noi evanghelici. Băi, nu mânc, bem, dar măcar să... Și pe unii se vede că aveți ca Dumnezeu pântecele. Să mă iertați. Tare bine îl mai îngrijiți. Arderi de tot la aragaz în fiecare zi, acolo la frigiderii un templu, își bagă nasul de 6 ori pe zi, să uită, îi sclipesc ochii când vede restaurante. Oameni bolnavi au făcut din stomac Dumnezeu. Pentru ăștia stomacul nu-i betonieră, bagă cu lopata. Bagă în el numai chipsuri. Am văzut oameni care sunt anxioși dacă nu mănâncă. Dacă vine de la Valencia, la Madrid, întuna mâncă chipsuri, bea cola. Bă, dacă nu mănâncă două ori, asta se îmbolnăvește. Domnul să ne trezească. E una să mănânci și alta să faci din stomac un Dumnezeu. Se Biblia mai recomandă și postul. Chiar și în secolul 21, amin. Vedeți cât de ușor putem aluneca de la folosirea legitimă. Acum, nu, cred că nu o să mănânce carne aia multă. Facem antireclamă un pic la... Dar înfrânarea e bună și la conferință. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu iubiți lumea nici lucrurile din ele. Dar telefonul e bun? Aici dăm de un idolaș puternic. E bun, nu poți fără un smartphone în zilele noastre. Există biserici care au interzis smartphone, o prostie. N-ai cum să trimiți un program de biserică, domne, telefon cu butoane, fără... Nu asta e soluția. Mesajul meu nu vine în spiritul ăsta menonit. Da, nu avem voie să avem televizor, n-ai voie să ai calculator, scoate telefonul, sparge-l cu barosul. Nu, ideea să ai lucrurile lumii,
care sunt folositoare, dar să nu fii robit de ele, căci toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire. Aici e lupta cea mare a tinereții. Pentru că da, există tineri robiți de telefon. O, Doamne, ai milă! Știți care e media în generația dumneavoastră? Am citit ce spun oamenii de știință, media astăzi la adolescenți este 8 ore și 59 de minute de screening, screen time pe zi. Deci îs înfiorat, asta înseamnă full-time job. Da? 9 ore înseamnă servici, angajat la TikTok. Ești angajat la Netflix, ești angajat la PS5, PS4, iarăși tinerii știu ce vorbesc. Pentru tine 9 ore pe zi înseamnă enorm. Oameni mulți, să știți că pentru mulți tineri, telefonul e un Dumnezeu. Atât de legat sunt încât și în biserică butonează și nu se pot desprinde 2 ore de telefon. Domnul să aibă milă de sclavi ăștia moderni. Și mai departe, sportul. Sportul e bun sau rău? Eu zic că e bun. Eu am practicat toată viața mea sportul. Și acum. Alerg, merg la munte. Dar nu e așa că pentru unii băieți, echipa, mai ales în Spania, Blancos și nu mai știu cum vă numiți voi aici, fiecare știe, a devenit un idol treaba asta? Tot am judecat noi pe frații care s-au uitat la meci în biserică. Mai sunt foarte direct, chiar dacă sunt pe internet. Dar care e diferența între ei și noi? Știți care? Mi-au spus foarte mulți tineri. Frate, mi-am condus închinarea la finala campionatului mondial. Și după aia am mers în bancă și am scos telefoanele. Ei s-au uitat la ecranul mare, unii dintre noi s-au uitat la ecranul mic. Am predicat din nefericire la ultimele 2 finale de campionat mondial. Eu eram la predică în timpul meciului. Nu vă doresc experiența asta. Că n-ai cu cine vorbi. Foarte mulți băieți erau pe telefon în biserică urmărind cel puțin scorul, alții chiar live, în biserică și nu în caz. Mi-au mărturisit mulți, pentru că pentru unii fotbalul, sportul a devenit Dumnezeu. Și mergem mai departe la jocuri, gaming. Sunt sigur că sunt aici oameni legați. Eu la 20 de ani când m-am pocăit, n-am fost eliberat de țigară și băutură, că în viața mea n-am pus o țigară în gură. Dar știu ce vorbesc, gaming-ul e o robie. Mă puneam seara la ora 12 la calculator și mă jucam până dimineața. Când eu m-am pocăit, păcatul meu cel mai mare a fost ăsta. Și Dumnezeu m-a eliberat. Și știu că sunt atâția sclavi în biserici. Îi se lipește năpârca aia de PS4 de mână, 8 ore nu se poate dezlipi de ea. Oameni buni, asta e robie! Și așa putem merge mai departe și putem vedea atâtea lucruri în lumea asta care pot să afecteze viața mea. Dragii mei, noi vrem să toarne Dumnezeu pasiune în viața noastră. Știți de ce au pus liderii tema asta? Eu nu i-am întrebat, dar știu sigur. Pentru că și vor mărturisi dacă este așa sau nu. Și-au pus întrebarea, ce putem să facem să vedem tinerii noștri mai pasionați pentru Dumnezeu? Ce am putea face la conferință să le spunem, să vedem că au pasiune pentru rugăciune, pentru închinare și nu v-ați prea închinat. Au încercat aici să tragă de voi, dar nu v-ați prea închinat. Și să roagă părinții și păstorii, Doamne, cum pot să fac să-L văd pasionat de stăruință și de rugăciune? Însă în această dimineață Duhul Sfânt începe prin a smulge alte pasiuni. N-ai cum să iubești rugăciunea și Biblia și citirea Scripturilor și talentul negoț câtă vreme ești sclavul TikTok-ului. Nu se poate! Și Duhul Sfânt strigă, nu iubiți lumea, adică oameni buni, dacă vreți pasiune pentru lege, pentru închinare, pentru rugăciune, smulgeți alte pasiuni demonice. Pentru că asta blochează inima ta. Și da, biserica dă o bătălie grea în ce privește lucrurile lumii. Nu mai știm ce să le mai spunem la tineri. Frate, unde scrie în păcat că Biblia că e păcat să te droghezi? Păi nu scrie. Și ne chinuim să vă explicăm. Iubim atât de mult, toate întrebările sunt despre asta. Frate, am voie să mă vopsesc?
Frate, am voie să merg la bal, am voie să mă duc la... De ce punem întrebările astea? Pentru că suntem orientați către lume și vrem să botezăm tot ce are lumea afară. Știu că există așa un curent printre noi, cum că biserica trebuie să fie cât mai contextualizată și așa este. Însă întrebarea mea este, ce înseamnă contextualizată? Unii oameni comunică ideea asta că dacă ești mai lumesc, dacă ești mai contemporan, ești mai relevant. Știți care este biserica adevărată? Biblia o spune. Zice Iacov atât de frumos în Iacov 1:27, religiunea curată și neîntinată. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de... Deci, frații mei, biserica relevantă nu e biserica lumească. Nu e biserica care permite orice, ci biserica care se păzește neîntinată de lume. O, Doamne, cercetează-ne. Eu îmi pun o întrebare ca păstor. Bun, n-avem versete la asta, nici la asta. Acum e voie și aia, și aia. Bun, până unde mergem? Tendința e să luăm tot ce are lumea, toate jucăriile lumii, toate lucrurile lumii și să le importăm în biserică. Amintesc ce șoc am avut prima oară în viață când am văzut prima botoxată la noi la biserică. Nu zic de unde e, că se supără Dorel. Dar la Bihor vin multe. Mă, oameni buni, eu am rămas șocat. Nu că, n-am verset. Da? Ce, ești legalist? Nu-s. Dar m-am șocat, că n-am crezut vreodată că văd, dar nu era așa finuț. O scăpa siringa săraca. Era, avea capota ridicată. Era la cor prima solistă. Mă zic, i-am zis la păstor, mă frate, nu te supăra, dar dacă tot vrei să o ai pe Izabela membră, pun-o la balcon. Bă, primul la cor, nu puteam predica, mă indigna. Greu m-am abținut să nu zic ceva la predică. Că nu-i bine să faci de asta. Să vorbești din frustrări. Dar știți care e baiul? Între timp am văzut multe și m-am obișnuit. E normal. Și întrebarea mea e, ce mai urmează? Deci tendința e să botezăm toate lucrurile lumii. Să demonstrăm că putem fi și noi pocăiți șmecheri. Dar nu merge. Că putem să fim și noi creștini, dar să fim cool și modern și că suntem ca voi. Numai că noi cântăm laudă și închinare și predicăm și nu avem preot. Frații mei, biserica adevărată rămâne biserica care are la ușă străjeri puternici. Și țin ușile astea închise. Că intră tot. Vreau să vă spun care e ideea Scripturilor. Da? Am dat multe exemple, poate divagăm prea mult. De ce spune Biblia să nu iubim lucrurile lumii, jucăriile ei? Pentru că lucrurile lumii, asta e ideea textului, aduc cu sine Duhul lumii. Amin? Înțelegeți? Nu iubiți pe diavolul și nu-l iubește nimeni aici. Nu iubiți nici spiritul lumii, ideologia lumii, mentalitățile lumii. Dar atenție, zice Ioan, oameni buni, intrați la rezoluție fină. Nu iubiți nici lucrurile din lume, pentru că lucrurile din lume aduc cu sine ideologia lumii. Vreau să vă dau un exemplu banal, da? Nu vă dau nume că nu mă pricep la showbiz, da? Femeia aia pe care o urmărești tu, stimată domnișoară, da? Nu știu cum, influencer, modeling, actriță, cântăreață și îți place ție cum arată și vrei să o copiezi. Știi de ce se îmbracă așa? Știi de ce e plină de plasticuri peste tot și de botox? Știi de ce? Pentru că ea are o ideologie. Da? E femeia aia este autentică. Ea este 100% coerentă cu ea însăși. Ea se îmbracă așa, se aranjează așa, pentru că așa gândește. Ea își dorește fanii. Nu? E logic. Vrei să ai fani, vrei să ai vizualizări, vrei să ai like-uri, vrei să ai follower, ca atare ești în evidență. Pentru că ea așa gândește, așa trăiește. Mi se pare logic. Ea are filozofia lumii. Pentru ea nu este păcat să aibă mai mulți bărbați. Dar întrebarea mea e, tu ce vrei de fapt? Ce-i cu struțul cămila asta? Vreau să fiu al lui Hristos, vreau să fiu creștină, am valorile împărăției, dar mă îmbrac exact ca și ea. Păi ea așa se îmbracă, ea adoptă niște lucruri, un stil de viață, pentru că are o mentalitate. Dar mentalitatea împărăției nu se potrivește cu... Da? Deci noi vrem așa o semi... Nu știu ce e asta. Struț o cămilă, am zis, că nu e nici struț,
nu nici Cămilă. Eu vreau să fiu al lui Hristos, vreau să fiu fidelă unui bărbat, dar copiez lucrurile alea. Păi nu merge. Și stimate domnișoare, acum dacă tot veni vorba, ascultați-mă, lucrurile lumii aduc cu sine Duhul lumii. Și am spus-o deseori multor fete, întâi te îmbraci ca o și apoi devii o. Asta e clar. Duhul de curvie intră și prin felul în care te îmbraci. Și iară zic, nu vin să vă spun de centimetri, nu vreau în niciun fel să cad în panta legalistă, dar înțelegi că lucrurile lumii deschid o poartă pentru Duhul lumii? Și că n-ai cum să adopți jucăriile lumii fără să deschizi o ușiță către Duhul lumii. Mergem mai departe în text. Intrăm mai la adânc, da? O chestiune teologică. De ce e important să fim atenți chiar în ce privește lucrurile lumii? Să le folosim, dar cu măsură, cu ciurul ăla des, cu atenție, cu frică, de a nu cădea în panta idolatriei, a dependențelor de tot felul. De ce? Pentru că spune cuvântul aici, cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci, dragii mei, pasiunea asta și cu pasiunile tale se bat cap în cap. Aici vrea să ajungă Biblia. N-ai cum să fii pasionat de Dumnezeu dacă ai în viață alte pasiuni idolatre. Cine iubește lumea și lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. De aceea dimineața aceasta, și asta e ordinea logică a sesiunilor, înainte ca Dumnezeu să ne umple de pasiune pentru el, dimineața aceasta este o sesiune de eliberare de alte pasiuni. Duhul Sfânt vrea să se ocupe de idolașii tăi. Dragostea Tatălui nu este în el. Cine iubește lumea, în el moare dragostea de Dumnezeu. Dragostea de lume și dragostea lui Dumnezeu se exclud una pe alta. Și nu poți să iubești și lumea și pe Dumnezeu. Nu se poate. Această dimineață trebuie să faci o socoteală. Vrei să fii pasionat pentru lucrurile sfinte? Nu ți-ai pus întrebarea de ce nu te-ai putut ruga? Bă, sincer, da? Tinerii s-au străduit, s-au strofocat chiar să ne conducă în închinare. Și unii dintre voi n-ați simțit nimic și nu v-ați închinat. De ce? Pentru că există niște iubiri idolatre și tu nu simți nimic. Nu te întreb de ce nu te poți ruga. Toată biserica fierbe, vezi pe unul că plânge. De ce nu simți nimic la predică? A, desigur, predicatorul e slab. Nu cumva în viața ta există pasiuni idolatre care au blocat iubirea lui Dumnezeu în viața ta? Dumnezeu să ne elibereze. Dragii mei, nu venim cu o evanghelie ieftină. Nu putem să vă încurajăm, pentru că se cere multă încurajare, optimism. Frate, motivează. Nu poți să încurajezi un om pe care îl vezi că merge către prăpastie. Trebuie să strigi, oprește-te, stai, întoarce-te. Cum să-l încurajezi? El merge spre iad. Această dimineață începem cu asta. Care sunt pasiunile tale care blochează dragostea lui Dumnezeu? Și sunt convins că aici toți avem în fața porții câte un gunoiaș. Alții au câte o hârtiuță, alții au tomberoane întregi. Puneți întrebarea serios, ce blochează în viața ta dragostea lui Dumnezeu? Și în dimineața asta ai de ales, divorțezi de lume sau renunți la Dumnezeu? Nu se poate și cu Dumnezeu și cu lumea. Există un exemplu foarte trist în Biblie. Nu vreau să vă sperii și să vă intimidez, dar pe mine un pic mă tulbură exemplul ăsta. Există un tânăr care a umblat cu cel mai frumos apostol, probabil, din Biblie. Mi-aș fi dorit și ar da toți banii care am și tot ce sunt. Aș renunța la civilizație să mă întorc în timp să fi fost ucenicul lui Pavel. Să văd învierea lui Eutich, să văd minunile, să ascult prelegerile profund teologice al celui mai mare teolog din veacul întâi.
Ce spune Scriptura despre Dima? Ați auzit de Dima? În 1 Timotei, capitolul 4, cu 10, cred că. Dima, din dragoste pentru lume, m-a părăsit. Cum să fii botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, că Pavel nu umbla cu dăștia, da, semii. Ăștia erau slujitori, erau ucenici. În viacul întâi toți erau botezați cu Duhul Sfânt. Poate au avut și daruri. Să fii ucenicul lui Pavel și la un moment dat să te duci înapoi în lume, da. Oameni buni, dragostea de lume poate să usuce în noi orice iubire pentru Dumnezeu. Încet, încet, iubirea pentru bani, iubirea pentru plăceri, iubirea pentru distracție, pentru entertainment, poate să usuce în tine orice pasiune pentru Dumnezeu. Și tu care ai vorbit în limbi și care te-ai predat și ai fost în tabără și ai cântat la cor și ai cântat la fanfară și ți-o plăcut biserica, nu mă vezi că nu-ți mai place. Nu mai ai pasiune. De ce? Pentru că în viața ta s-a strecurat iubirea de lume. De aceea chiar îl rog pe Dumnezeu să ne elibereze de Duhul Lumii. Declar această dimineață o dimineață de exorcizare. Ăștia nu-s demoni care tremură și fac spume, dar-s periculoși. Că ți se pare că ești creștin. Fără pasiune. Și în viața ta există atâția idolași. Dumnezeu să se îndure de noi toți. Cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Mă duc la un alt pasaj, la fel de greoi. Poate așa felul meu mai direct este atras de pasajele astea, dar probabil sunt în Biblie, nu? Credem tot ce scrie Biblia. Iacov 4 cu 4 zice așa, suflete prea curvare, greu cuvânt. Nu știți că prietenia lumii este ce? Vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și continuă cuvântul aici. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Deci vorbim de oameni care au Duhul Sfânt. Și Biblia spune că Duhul Sfânt e gelos. Știți că Duhul Sfânt e foarte, foarte gelos, mai gelos decât orice bărbat din lumea asta. Păi și normal, te-a scos Dumnezeu, cum spunea aici cineva, m-a scos Dumnezeu de la droguri, te scoate Dumnezeu din mocirla păcatului, te spală, te curățește, pune în tine Duhul Sfânt, îți dă un nume de fiu și fiică de Dumnezeu și apoi să te întorci din nou spre lume. Dumnezeu devine gelos. Dumnezeu devine vrăjmaș. Știți că cea mai grea stare spirituală e asta. În Efeseni 2 spune că noi eram străini de Dumnezeu. Ăștia din lume, ăștia străini. Dar să fii străin de Dumnezeu nu e cea mai periculoasă stare. Ăștia nu cunosc pe Dumnezeu. Cea mai grea stare e să-L cunoști pe Dumnezeu, să pună Duhul Sfânt în tine, să-I întorci spatele, să te împrietenești cu lumea din nou și devii dușmanul lui Dumnezeu. Și eu vă doresc un lucru, niciodată în viață să n-ajungeți dușmani cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească de asta, că Dumnezeu e gelos. Doamne, ai milă! Și asta este privit în Biblie ca preacurvie spirituală. Lepădare de Dumnezeu, să-i întorci spatele, numai să vrei să te faci prieten cu lumea. Deci, frații mei, în această zi Dumnezeu, dragi surori, ne cheamă să punem o barieră serioasă, să rostim o declarație de divorț, de separare de tot ce înseamnă lume. Amin! Și Dumnezeu, dacă vom face asta, va turna în noi Duhul Sfânt. Că dragostea Lui a fost turnată în noi prin... În dimineața asta, dacă vei scoate afară idolii, dacă vei smulge toate burienele astea, dacă vei smulge toate pasiunile străine, Dumnezeu va turna în tine pasiune divină. Dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vrei să te umple Domnul cu Duhul Sfânt? Vrei să pleci poimine seară plin de Duhul Sfânt? Vrei să ai o pasiune înnoită, dragoste pentru Dumnezeu? Vrei să mergi acasă schimbat și din nou revigorat și pasionat? Atunci începe prin a scoate afară tot
ce împiedică iubirea lui Dumnezeu să-ți copleșească viața. Vreau să mă întreb către încheiere. Foarte mulți predicatori predică că de fapt lumea nu oferă nimic. Și încearcă să strige unii predicatori la tineri, lumea nu oferă nimic, dar nu e adevărat. De ce sunt atât de mulți oameni acolo la Vălău și le place la clubul de noapte? Pentru că lumea oferă ceva. Și au zis ce oferă lumea, da? Acum mergem cu oferta. Închei prin a face o ofertă. Oferta lumii, oferta lui Dumnezeu. Și tu alegi. Alegi ce vrei. Cuvântul așa. Căci tot ce este în lume, ce este în lume? Auziți? Pofta firii pământești. Da, lumea oferă. Oferă. În lume poți să satisfaci orice poftă cum dorești tu. Libertate nelimitată. Te culci cu cine vrei, când vrei, dormi în orice pat vrei, e treaba ta, orientarea, nu contează nici sexul mai nou. Faci ce vrei. Asta te învață Spania seculară. Ai toată libertatea să faci ce vrei. Lumea oferă. Există o plăcere în băutură, există o plăcere în droguri, există o plăcere în acea viață liberă din punct de vedere sexual. Ce cuvântul mai departe? Pofta ochilor. În lume îți clătești ochii cu ce vrei. N-ai nevoie, cum zic unii frați, că unii au ochelari de cal. Da, asta e pocăința. Trebuie să ai ochelari de cal. Să nu vezi. Zicea Iov, am tot gândit, Iov la vârsta lui, după 10 copii, zice asta, am făcut legământ cu ochii mei. Frate Iov, dar și la vârsta ta încă mai fug ochii, da? Da? Cu 10 copii și cu o soție și așa, tu, pocăitul Iov, încă mai fug, da? Am făcut legământ cu ochii. N-am să opresc ochii niciodată asupra unei fecioare. Asta e pocăința. În lume, vizionezi ce filme vrei. Copiii lui Dumnezeu nu pot să se uite la orice. Și dacă idolul tău este pornografia, nu uita. În viața ta a pătruns duhul lumii. Pentru că în spatele pornografiei sunt cohorte demonice. Nu e doar o chestie fizică. Tu ești în părtășie cu niște actori, actrițe plini de draci. Pornografia e pur demonică. Pofta ochilor. Și lăudoroșia vieții. În lume ai glorie. Glorie sportivă. Ai fani, glorie muzicală, bandi, da? Ai faimă, ai follower, ești cineva. Lumea oferă faimă. Ziarele sunt pline de nulități faimoase. Și toți se uită și admiră că au ajuns pe prima pagina ziarelor. Da? Asta e oferta lumii. Vrei? Știți, la asigurări e interesant. Eu am pățit-o când am fost la asigurare și mi-am lovit mașina. Cu litere mari scrie ce-ți dă. În caz de accident vă dăm 60.000 de euro de spăgubire și tu semnezi. Dar cu fonturi foarte mici, așa în România cel puțin, scrie ce trebuie să dai tu. Eu bucuros că îmi face mașina, domnule, dar scrie, dar domnule, n-ai citit tot, ai semnat și n-ai citit. Scrie mai jos că prima 1.000 de euro dai tu, copei se numește. Păi asta n-am știut. Păi n-ai citit. E, așa face și lumea. Îți ofer distracție, îți ofer cluburi, viață liberă din punct de vedere sexual, ochii ți poți clăti cu ce vrei, te distrezi, ai glorie, ești faimos. Dar acolo jos, mic, în col scrie și lumea și pofta ei trec. Adică într-o zi vei muri. Asta e oferta lumii. Azi ești frumoasă, ești tânără, și te caută mulți băieți, dar într-o zi vei fi o babă zbârcită, părăsită într-un azil. Asta spune Biblia. Distrează de cât vrei, dar se va termina. Ești un băiat musculos, îi bați pe toți, într-o zi te vor bate alții pe tine.
legat de gloria sportivă. Ești campion mondial, vei deveni un bătrân dependent de pastile, poate, depresiv, pentru că nu te vor mai recunoaște oamenii pe stradă. Și gloria lumii trece. Și lumea și pofta ei trec. Și drogurile sunt plăcute până la un punct. Și cei care au fost dependenți știu, dar devine chinuitor la un moment dat. Și da, din păcate, atunci când am fost slujitor în America, mi-a fost dat. Din păcate ne-a fost dat nouă românilor să îngropăm tineri de supradoză. Într-o zi devine prea mult și inima crapă și plăcerea se termină și urmează veșnicia. Și auziți oferta lui Dumnezeu. Dacă astăzi alegi să renunți la lume, să bagi divorț, să iei hotărâri vis-a-vis de telefon, de gaming, de PS4, PS5, da? De mâncare, de modă, de filme, de Netflix, nu știu care e idolul tău, tu știi. Dacă astăzi iei o hotărâre serioasă, zice Hristos așa, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și te întreb în modul cel mai rațional, nu vreau să fiu foarte emoțional, tu ce alegi? Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere, să smulgi orice pasiune nedumnezeiască din viața ta și să alegi calea lui Dumnezeu. Nu vă uitați cu jind la lume, ea oferă ceva, dar lumea oferă până la mormânt. Hristos promite binecuvântarea aici, cum spunea el lui Petru, Petre, cine lasă, da? În dimineața asta trebuie să lași. Nu vă putem încuraja într-un mod orbesc, ieftin. Nu, trebuie să lași. Cine lasă? Casă, tată, frate. Tu trebuie să lași ceva astăzi. Nu știu ce trebuie să lași. Dar cine lasă? Spunea Hristos acolo în Luca 16, va primi în viacul acesta mult mai mult, iar în viacul viitor viață veșnică. Trebuie să lași. Ca Dumnezeu să te umple de Duh Sfânt, de pasiune, de bucuria mântuirii, care nu știi ce-i, că acea distracție pe care o simți tu, acel râs, distracția de la filme, de la droguri, nu-i bucurie, e altceva. Bucuria mântuirii e bucurie fără motiv. Când primesc bani, îți bucuros că am primit bani. Când am bucuria mântuirii, îți bucuros și când am bani. Nu-s bucuros că am câștigat tombola. Nu-s bucuros că am un Ferrari. Sunt bucuros că Dumnezeu este în viața mea. Și nu o să mai ai probleme cu depresia, nici cu insomnia, nici cu panica. Pentru că vei avea bucurie inexplicabilă. Prezența lui Dumnezeu în viața ta aduce adevărata bucurie. Îi mulțumesc Domnului că la 20 de ani nu stătea lumea în față. Am ales calea lui Dumnezeu. Știu că unii zice, nu mă interesează, vreau să gust, gustă. Dar spun, fără nicio exagerare, asta nu e tehnică predicatoricească. Viața cu Dumnezeu e frumoasă și pe pământ. Este mulți tineri care ajung să urască biserica. Ce atâtea reguli, frate? Ce Netflix? Ce n-am voie? Nu e în spiritul ăsta, du-te și fă ce vrei. Biblia spune, bucură-te, tinere. Bucură-te, alege, fă ce vrei. Sunt lucruri în lume care poate sunt folositoare, depinde cât, cum, pun stăpânire, sunt de folos, întrebări grele. Însă te întreb, ai bucuria mântuirii? Ai pasiune pentru Dumnezeu? Dacă nu, verifică-te bine. Și poate că urăști biserica și sunt aici tineri care sunt cu un pas în lume. Da, mă gândeam la pilda năvodului, năvodul ăsta care arată împărăția așa ca o, nu știu, strictețe, n-ai voie să ieși, reguli, pești bătrâni, îngustimea asta. Ce să cauți, domnule, într-un năvod? Și să uită peștișorul mic și prostuț pe gaura aia de la... Și uite ce frumos e în lume. Uite ce albastră e marea. Uite cum se distrează peștii. Și eu stau aici cu moșii și cu babele în biserică, în năvod. Și te uiți așa frumos și zici, măi, ce bine e afară. Câtă libertate are lumea. Dar știi ce nu știi? Că năvodul ăsta e protecția și binecuvântarea lui Dumnezeu.
dincolo de nevod, te așteaptă un rechin pe nume Satana, care te face praf. Mă uit la prietenii mei cu care am fost și eu cândva, am gustat puțin din lume, nu mă laud. Nu mă aud că a murit ăla, a murit ăla, unui foarte faimos, nu vă spun că îl știți de la televizor, o crăpașă în el inima, era un stricat, că drogurile, sexualitatea, băutura, într-o zi te omoară. Și nu mă auzi că a murit și ăla și ăla, s-a dus la 40 de ani. Colegi, prieteni, de petreceri, ce bine că la 20 de ani l-am ales pe Dumnezeu. Și chiar dacă aș muri la 40 de ani, știu unde mă duc. Și cum spunea Dumnezeu, viața e binecuvântată și aici. Sunt aici băieți care se uită și le plac fetele din lume și zic că sunt mai frumoase. Nu sunt mai frumoase. Astăzi fac reclamă. Aici toate fetele, aici sunt cele mai frumoase fete din Spania. Alea din lume nu mă arată mai mult, dar nu sunt mai frumoase. Nu fiți naivi. Faptul că e perversă nu înseamnă că e mai frumoasă. Aici, dragi băieți, în biserică, aici toate fetele sunt prințese de noul Ierusalim. Aici sunt fiice de împărat. Aici sunt cele mai frumoase fete. Nu te uita afară, că nu găsești nimic la discotecă și la club. Ascultă-mă bine. Sunt fete care zic, bă, dar băieții din lume sunt mai gentili, sunt mai... ăștia mei, nu știu, sunt bătărani, nu știu să se poartă. Poate că sunt mai țărani. Dar ascultă-mă, ăștia serioși, ăștia nu te înșală. Ăla gentil ți-și deschide ușa, ai până te duce în pat. Și ca tine mai dus încă 100, tu ești 101 sau 102. Nu uita, în lume nu vei găsi binecuvântare în căsătorie. Dumnezeu îți vorbește, tu care ai prieten sau prieten în lume, rupe astăzi, șterge numărul, scrie un mesaj de adio, că e adio. Întoarce-te spre Dumnezeu și Dumnezeu îți dă viața aici și viață veșnică. Nu iubiți lumea. Virgulă. Nici lucrurile. Cine iubește lumea, în el nu este dragoste și pasiune de Dumnezeu. Dar cine renunță la lume, astăzi Dumnezeu toarnă în el Duhul Sfânt, toarnă pasiune, toarnă bucurie și Dumnezeu scrie pe contract: și când vei muri, te voi muta în slavă. Haideți să ne și rugăm, dragii mei. Ridicați în picioare. Am convenit cu frații să nu vă chemăm în față, pentru că nu avem unde să vă chemăm. Ar trebui să ne mutăm toți dincolo de perete. Dar vreau să ne rugăm pentru cei care au nevoie. Haideți să închidem ochii cu toții și dacă cineva dorește să ne rugăm pentru el, în legătură cu pasiunile acestea, dacă ai nevoie de eliberare, de iertare, vrei să scapi de un lucru, da? Vă rog să închideți ochii. Doar atât putem face, că suntem înghesuiți. Ridică o mână și ne vom ruga pentru tine. Dacă ai nevoie de eliberare, de iertare și vrei să ne rugăm să te elibereze Dumnezeu de lucrurile lumii, de Duhul lumii, de anumite păcate, și vrei să faci curățenie și să ne rugăm și pentru tine, ridică o mână și ne vom ruga. Ne rugăm cu toții, Domnul.